Că dă-i frate lângă frate. Să dăm lumea la o parte. Că dă-i gata singură. Hai la nascosele. Hai că se leu. Mă dă ghele. Hai Măruțu. Pe gaghicea nu se trece. Vorba mea rămâne lege. Dragii noștri, de această dată suntem în Hadâmbu cu o surpriză frumoasă pentru domnul Costel, care astăzi este sărbătorit. Împlinește frumoasa vârstă de 36 de ani, iar noi mergem să-l surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Dacă doriți și dumneavoastră să faceți o asemenea surpriză cuiva drag, contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Bună ziua! Și bine v-am regăsit! De data aceasta și la domnul Costel am venit. La mulți ani, vă spuneam. Acum e rândul dumneavoastră să primiți surprize. Mă dau mai așa, că o scrisul, ca... Pentru dumneavoastră este. Noi suntem echipa surpriză la domn Ciliaș. Și acum a venit și rândul dumneavoastră să primiți surprize. Ar trebui că la câte am făcut eu, până am mers. Așa că... Dar aici o să avem și cei care astăzi în toată inima și-au dorit să vă sărbătorească. Cei care din toată inima... Dar nu stăți acolo. O parte din ei. Lipsește gajic mea. O desenați după dumneavoastră. Da, da, da. Noi sperăm să-și reușească astăzi să vă sărbătorească. Gajic mea? Nu, vine, vine și el. Important este cei care sunt aici prezenți lângă dumneavoastră. 36 de acum. Bătrân. Atins un pic. Nu putem să mai dau înapoi. Dar nu putem schimba, că dacă schimbăm în 63 și mai bine nu. Nu cred că vă doriți 63. Eu am să vă mână acest tortuleț. Neastră să-l țineți așa, așa. Iar acum a venit momentul să aflăm și din partea cui vine surpriza. Să aflăm ce astăzi să vă transmită. Iar mesajul spune așa: dragul nostru, astăzi este o zi specială în care razele soarelui par să strălucească mai intens, iar inimile noastre bat mai puternic pentru că sărbătorim existența ta și parcursul minunat pe care l-ai străbătut până acum. La cei 36 de ani ai tăi dorim să-ți transmitem câteva gânduri pline de emoție și recunoștință. Cu fiecare an care trece ne dăm seama tot mai mult cât de norocoși suntem că te avem în viața noastră. Ești mai mult decât un soț, un tată, un fiu, un frate sau un prieten. Ești o comoară neprețuită, o comoară care strălucește în viețile noastre. Cel care mereu ne sprijină, cel care mereu ne ajută. Îți mulțumim pentru fiecare zâmbet pe care ni l-ai oferit, pentru fiecare îmbrățișare care ne alină sufletele și pentru fiecare clipă pe care o petrecem împreună. Deoarece acestea sunt cele mai prețioase comori pe care le avem. Îți dorim ca viața ta să fie presărată cu momente de fericire, sănătate și împliniri pe toate planurile. La mulți ani, dragul nostru! Să știi că te iubim din toată inima și astăzi îți mulțumim pentru că existi în viața noastră. Cu drag și cu mare dragoste din partea soției Lenuța, a copiilor Denisa și Costeluș, din partea mamei Valentina, din partea fraților și a cumnaților. Florentina, Costeluș, Petronela, Grigore, Cristina, Cătălin, Vasile și Lăcrămioara. La mulți ani! Mulțumesc, dar din partea amantului nu au zis... Probabil mai este până de seară, primiți și după. Mă zic degeaba la ea, sunt nebună, așa nu crește. După ce știi, până de seară poate mai primiți și noastră alte surprize. Poate a venit până de seară. Iar acum, dacă ați avea să le spuneți ceva, persoanelor care sunt aici. Mulțumesc tuturor și... Le iubesc foarte mult pe toți și poate mă ajută și iscar pământul de aici. De asta i-am chemat. Mai târziu de acum. De asta i-am chemat mai mult, dar tot a venit aici, mereu o jumătate de ore. Așa. Dacă tot ați venit. Iar acum să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și nu o melodie, ci două melodii. Și să vedem, să începem cu prima. Cea care e venită din dragoste pentru dumneavoastră. Să Simonei de la Mircea, special pentru bărbatul vieții ei, pentru iubirea ei mare, pentru David de la Mircea.
gajic mea. Cel mai important este că aveți oamenii cei mai scumpi aici aproape de dumneavoastră. Altcineva nu mai contează. Contează cei care sunt mereu aproape de dumneavoastră. Iar acum să vedem și ce au pregătit cei care ați sărbătorit mai mereu, cei care v-au fost aproape totdeauna. Și să vedem din partea cui vine această melodie. Fericire și mai multe și să aveți mereu pe familia aproape, că asta este cel mai important. Și frații, și soția, și copiii, și toți. Le mulțumesc la toți că au venit, dar acum dacă țin de cuvânt să car pământul ăsta. Că... de acum, de mâinile, astăzi sărbătoriți. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.